Or, de la 1 la 3. Iar tu, Eva, te conectezi telepatic, partea subliminală a lui Auraș. 1, 2, 3. Da, îl văd, este el. Avem și acord. Mi-apare că are o contract de viață sau o activitate în viață. E, cum să spun, niște canale în fața lui ca o caracatiță și intră pe rând așa pe una, pe alta, sare de pe una, pe alta ca activitate, ca activitate, acțiune, ca acțiune, ca... Ca acțiune a vieții, a experienței, da, în orice domeniu. Da, da. Deci are mai multe canale așa în față și sare de pe una, pe alta mereu. Adică okay, face și? De toate. Deci ca și cum ar face de toate. Adică experimentează orice. Nu chiar orice, are anumite acțiuni, anumite, da, ce și-a ales, dar face și-a ales unde? La multiple. Contractul de încarnare? Da, da, da. Bine, de ce vibrații, ce vibrații au aceste canale și această caracatiță? Depinde de el. Și depinde cum... Nu le văd o vibrație. E cumva... El le imprimă vibrația? Da. Da. Sunt neutre. Sunt... Ele doar există. Da, exact. Păi ele există de și cine le... perspectiva lui, în funcție de cum privește el, fiecare acțiune, cum o simte, cum o percepe, cum o judecă, cum o înțelege. Deci el îi dă importanță sau mai mare sau mai mică. Deci aici e caracatița tuturor posibilităților. Da, cam așa zicem. Ceva. Da? Da, văd șapte variante, șapte canale, șapte brațe, să zic așa. Ok. Apoi, partea subliminală, cum o vezi? Prin câte a intrat acum? Sau intră și ies? Până acum văd că a accesat 6. Da. Una o văd încă neaccesat. Ok. Și după cele 6 care le-a accesat, ce impresie are partea subliminală din cele 6? Îi plac. Zice, mă țin în viață, mă țin conectat, dar îi dă o impresie din asta în care trebuie să facă multe și a început să fie agitat, stresat, să nu mai știe ordinea, să nu mai știe o prioritate, să ca și cum ar vrea să le facă pe toate odată, că știe că trebuie să le facă deja, e ca și cum ar deveni de fapt deja o obligație să le facă. Păi dar este că prin contract și-a luat obligația asta, prin contractul de încarnare, da? Ele poate, cum să spun, le poate accesa pe rând, relaxat, dar pentru el e ceva deja foarte stresant, că nu mai știe cum. Păi ele poate accesa pe rând relaxat, dar ce îl face? De ce? De ce a ajuns sau partea subliminală crede că trebuie să le facă pe toate și așa, și îi dă stres, agitație? Anxietate. Sunt energii în jur care îl influențează, îi dă obstacole, piedici, îi dă anumite probe. Da. Câte energii sau ce energii observăm? 3 permanente, una e foarte variabilă.
cele trei permanente, Luxor, Hon și Dragon. Dragon? Da. Ok. Iar ala care nu e permanent? Aici văd că se schimbă. Când se schimbă mereu. E ca și un loc vacant, să zic așa, pentru orice energie. Aici vin și de la alții, rămân în câmpuri, pleacă, mai vin din vieți trecute, dacă se fac punți cu anumite momente, iarăși pleacă și tot deci, așa. Și acum e loc pentru încă un, plus unul scriu, da? Și ei variază. Că vine care funcție de... De, moment, deci, de situație, de interacțiune. Cine intră, da, interacțiune. Da, de emoțiile lui. De... Da. Deci și acum, hai să vedem ce grad de conștientizare are partea subliminală. Știi ce mai văd? Undeva în jos, ca și cum s-ar duce sub pământ, dar nu, parcă nu-i pământ. E o altă... dimensiune, cum ar veni, da. Trei stringuri legate de trei mantide. Da, aha, ia uite, de când ne era dor de mantide, nu le? Trei mantide. Da. Și de ce stau în jos? Se ascund sau ce fac? Este un contract aparte cu ele pe viața asta. De ce? A trebuit să facă. Și amintește partea subliminală? Un contract special cu ele? Scriu contract special cu ele. Sunt în niște plăți karmice din vieți mai vechi, mult mai vechi, în care nu doar că și-a suprimat lui energia sexuală, ci a suprimat-o și altora forțat cumva. Și acum i-au dat de plată, adică trei mantide să producă de... energie sexuală ca să pape trei mantide, ca să recupereze, da? Prin plată karmică. Da, cu mai multe părți subliminale. Hai să vedem în viețile astea de ce a suprimat. Își amintește cum a suprimat și lui și altora relațiile sexuale sau viața. Acolo îl văd bărbat, da. Asta care mi-o arată, da. Văd bărbat și când a fost mic a suferit o traumă, a fost abuzat și s-a închis foarte mult în el, dar de la 13 ani a început să... cum să spun, să aibă un gând din ăsta în care să protejeze pe alții de asemenea. Astfel de... Da, dar a devenit foarte... s-a dus într-o extremă din asta în care e urât, e păcat, adică nu există plăcere, nu se poate, e o minciună, orice început frumos duce la crimă și așa mai departe. Da, da, și asta a implementat-o în familia lui. Adică el și-a făcut o familie? N-a avut copii și soție, ci membrilor celorlalți, frați, nepoți și așa mai departe. Și cumva... Păi cum a implementat-o el? Le spunea, le vorbea? Da, i-a convins. Da. Așa. Frați mai mici? Nu, erau toți mai mari. Ok, dar familia știa că fusese abuzat? Nu. Spusese. Păi și el spusese că a fost abuzat? Sau cum le ține el predici? Dădea tot timpul exemplu pe altcineva, nu pe el. Înțeles. Și altcineva exista? Existau alți cineva ori din ăștia în comunitatea lor? Da, era. Da, deci cine l-a abuzat pe el? Un bărbat din sat care era foarte respectat, era în jurul bisericii ca și personalitate. Asta vreau să zic, să nu spui că era popă.
Nu era chiar popa. Nu, era dar, acolo, ajutor. Dar era foarte cunoscut, apreciat uh-huh. și respectat. Câți ani avea el când a avut-o? De la 4 ani până la 8 ani. Așa, cum a ajuns? Mergea la biserică cu da. Părinții? Da, și văd că se organiza acolo și niște zile în care mergeau doar copiii. Un uh-huh. fel de educație pentru educație. Copii. Uh-huh. Da. Și așa, el a fost așa monstru acela, a profitat de el, da? Și de alții, nu doar. Și de alții, da? Da. Unde e experiența asta el? Mi-apare în teritoriul Americii. Da. Pe lângă Arizona, pe undeva, ca și loc. Bine, și în ce an? 804. Bine. Ăștia erau un cult, ceva, da? Da, da, ceva. Ok, și a, bine, s-a întâmplat așa. Iar el când dădea exemplu, dădea exemplu de copii care se întâmplase acolo, ca și el, la biserică? Da, și de care se aflase și se auzise. Da, iar ăla, respectatul? Ăla a fugit din a fugit satul ăla. Da, a plecat de acolo. Da, ok. Deci mai departe, deci și implementează, programează, reușește frații cu această idee și mai departe. Da, și copiii de mici face să le fie frică de acțiunea asta, deci îi interferează pe toți cu frica lui. Da. Și ce s-a întâmplat cu persoanele alea? Frații lui, cu ăștia care le-a implementat acest program? Păi le-a inhibat tuturor această da. Plăcere, să zic, acest energia sexuală. A inhibat-o tuturor. Ok. Când iese din viața asta? Aici văd că iese la 49 de ani. De ce? Ce s-a întâmplat? O rană, văd. S-a rănit. Da, o rană la burtă. Da. Ca ceva l-a înțepat, ceva... S-a infectat, da? Da, da. Undeva, da, ceva l-a înțepat, s-a rănit rău. Și s-a infectat și așa mă duc. Altă experiență care are de rezolvat în viața aceasta, cu karma asta? Da, mai face punte. Tot bărbatul văd acolo, văd că el a abuzat niște fetițe. Dar tot printr-un program implementat de tatălui acolo. Da. De ce? Ce făcuse tatăl? Era un personaj foarte femeiat, foarte... A, și el văzuse modelul ăsta? Da. La tată? Da. Și câți ani avea când a abuzat bărbat, ca bărbat, fetițe? 19 ani. El avea 11 ani? 19 ani. A, 19 ani. El și fetițele? 11, 13, 14. Ok, nu era chiar mic. Între 11 și 15 ani. Mm-hmm. Apoi ce s-a întâmplat în experiența asta cu bărbatul, băiatul, tânărul? Aici ce văd, le convingea, le constrângea. Le constrângea ca să întrețină cu el. Ok. Deci, practic, le seducea. Da. Și apoi forța acest act. Da. Da? Da. Și mai departe? Nu era foarte violent cu ele, ca să nu. Zic că le crea traume grave, dar... Cine în energetic îi implementau sau de la tată ce a intrat? Hai să ne uităm în energetic. Dracul reptilian. Care l-a venit de la tată, ea l-a interferat, l-a controlat mental și emoțional, pentru că făcea pe acolo și niște cevauri de la sistemul hormonal
sau ce mai făcea. Bine, ne uităm în viața cealaltă. Deci aici observă că în viața asta, cine făcea actele acelea cu fetițele și profita de fetițe, dacă era ea parte subliminală sau intra chiar dracul reptilian? Când devenea foarte, foarte, foarte insistent și agitat, era posedat. Până în acel moment, era control mental. Deci observă că nu el a făcut, nu ia parte subliminală acele lucruri. Da. Ne uităm în viața cealaltă și hai să vedem acolo. Când a fost abuzat de bărbatul acela, în energetic, ce se întâmpla? Acolo văd de multe ori că sufletul lui ieșea din corp. Da, dar... În corpul acelui celuilalt bărbat, îl avea Alfa Draco. Ok. Și când făcea acele lucruri reprobabile cu el și alți copii, era entitatea Alfa Draco. Da, vede că era entitatea, da. Apoi să observe mai târziu... Mai tot timpul era entitatea în corpul. În ăla, da? Deci el era posedat. Da. Era o parte subliminală. Apoi să observe că ce se întâmplă în energetic mai departe când, bineînțeles că el dezvoltă frică extraordinară, pe frică și pe aceste vibrații, în energetic dacă intră ceva, vreo entitate. Aici văd că vin demoni care se hrănesc cu frustrarea asta care a lui și a tuturor celorlalți pe care i-a convins, de fricile astea lui. Da. Acum vreau să observe că înainte de fiecare experiență din astea două, a fost la un consiliu de încarnare și niște ființe i-au prezentat acele scenarii de viață, da? Mai mult sau mai puțin i-au prezentat. Da, cum le-a prezentat. Fără prea multe detalii, vede că nu știa foarte multe detalii, știa doar lecțiile sau învățămintele care ar trebui să le înțeleagă în urma experienței, dar detalii despre fapte, acțiuni, mai puțin, pentru că văd că și am văzut tot timp, mai tot timpul, că îi se prezintă care liber arbitru și atunci în anumite circunstanțe și atunci depinde de el ce scrie acolo, ce face. La 4 ani are liber arbitru. Dus la biserică, la școală, da? Să fie educat. Acolo îi se spune cumva că e o co-creație cu părinții, deci... Da, și? E cu el. E liberul arbitru al părinților, cumva. Al părinților, să și pice, dacă este. Aici vorbim, el semnează contractul ăsta. Ia, da, partea da, asta. Intră într-un arbore, într-o familie unde mulți ani e sub controlul familiei, adică trebuie să supună părinților tot ce sunt părinții. Bine, cine îi dă contractul ăsta aici? Ce fiind? Prim. Adică am văzut în viața mea. Aici văd dracul reptilianul. Da. Dar și arhonul. Da, deci are arhonul acolo. Da, și dracul reptilian. Și dracul reptilian. Da. Ăștia erau un înger și un ghid, da? Da. Deci el n-a înțeles, ea n-a înțeles partea subliminală, ce avea de înțeles, să înțeleagă în viață și... Ca și teme, în acel contract, i-au prezentat iertarea. Dar iubirea... nu știa de ce avea să ierte și ce să iubească, da? Nu, el până la urmă avea să ierte și pe părinții lui, pentru că a dezvoltat cumva și... pe părinții lui o ură pentru că îl duceau acolo. Păi da. Dacă să observe, deci și părinții, dacă ei aveau liber arbitru, ei aveau conștiință, erau conștienți când îl duceau acolo, da? Dacă ei au presimțit ceva, au simțit ceva că acolo se întâmplă. Nu,
n-a presimțit nimic pentru că erau conduși de acea îndoctrinare, de programele acelea impregnate și da, aveau și de entitățile lor. Da? Da. Deci observă toate lucrurile astea, că în fizic ce se întâmplă este practic acel 4% de care, sau 5% sau de care se vorbește. Zice, că... un teatru murdar. Mm-hmm. Poți să controlezi 4% dacă îi controlezi 5%, restul totul se întâmplă în energetic. Controlează alții. Observă asta? Da, observă, dar îi se pare atât de nedrept pentru că fizic mintea e bombardată cu gânduri, cu stări, și cu partea subliminală. Și nu poți să controlești ce simți și ce gândești, exact. Așa cum consideră. Așa cum iar se întâmplă aceștia, acum. Aceștia acționează din partea nevăzută. Da. Și nesimțită. Tu tot ce faci și simți, ți se pare că tu ai făcut și că tu ești vinovat de tot. Tu ți se pare că nu ai date, că nu știi și că mai ești și manipulat și controlat. Da, vede că de fapt nu ești vinovat tu, ci de fapt ești coordonat și manipulat. Și că de fapt... Și că dacă ar ști asta din fizic, că ce are în minte, gânduri, stări, nu sunt ale lui, ci sunt băgate cu pâlnia, cu forța, atunci poate ne-am detașat mai ușor sau am respinge, am ști, am avea liber arbitru, conștiință să respingem, dar ești total inconștient. Inconștient, da, într-un corp, o minte inutilă, zice. Bine. Hai să mergem acum înainte de a veni în experiența aceasta, ca oraș, și să vedem la Consiliu ce îi se spune acolo. Cine sunt membrii? Hai să vedem întâi ce membri sunt. Aici apare și dragonul, deci Arhonul, da. Dracul reptilianul și dragonul. Lux, ai zis. Lux apare în viața asta. Da, Luxul aici. Nu apare la Consiliu. Deci la Consiliu avem Arhon, dragon și... Dracul reptilianul. Deci Arhonul avem prezent de când am văzut și viețile astea, dar același. Da, și dracul reptilianul la fel. Și dracul reptilian. Și dragonul, de ce mai vine și el? Asta ce trebuie să fac la consiliu? Ăsta l-are de 8 experiențe. A, era și ăsta, da? Și apare și dispare. Da. Ființe de contract. Bine, hai să vedem acum partea subliminală. Ne ducem acolo. Și... ascultă ce îi spun ăștia. Se face că nu știe ce a văzut până acum, da? De e la așa cum... la contract. Da, ăsta, dinaintea de viața asta. Și se face că nu știe nimic din ce am văzut până acum. Și ascultă, da, așa cum a ascultat înainte de a veni în viața asta. Și să vedem ce spune ea, cum îi prezintă experiența în care urmează să vin. Ok, văd că prezintă în primul rând ce place, inteligență, variante de acțiuni în care să nu se, ca și cum, adică nu o să te plictisești, uite, poți să faci aia și aia și aia și aia, o să poți să alegi tot timpul, o să poți tot timpul, deci e prezent că o să aibă mai multe abilități de înțelegere, inteligență, capacitate de organizare și de a vedea oportunități, zice. Văd că ține mult pe tema asta, pe direcția asta de realizare profesională, materială în viața asta. Dar de ce o să iau prezentare? Acest lucru să-i aducă multă recunoaștere, aprecieri și faimă. De ce i-a prezentat acest până aici asta? Partea subliminală își dorea lucrurile astea toate? Da, și le dorea pentru că
experimentase niște vieți de sărăcie, a mai avut o viață de oarecum bogăție, o bogăție mai moderată, nu foarte bogat, dar acea bogăție moderată în acea viață a dobândit-o în urma moștenirii familiei și nu a fost apreciat de la valorile lui, ci doar prin familie, adică n-a avut o recunoștință proprie meritului lui, ci a meritului familiei și el a fost recunoscut doar că fiindcă făcea parte din familie. Aici se dă posibilitatea ca să fie meritul lui și să iasă el ca în față ca bine, și el își dorește asta, pentru că zice acum am ocazia să mă pun în valoare, să arăt. Da, că exact. Pot, că sunt inteligent, că sunt, mă descurc, da, și fac. Multitasking, cum ar veni, adică bun la mai multe lucruri, da, nu doar una și bună ca și ca luna înainte, să zic așa, ci va fi apreciat pentru varietatea de capacitate, de abilități, de adaptare, de înțelegere, volatilitate. Da, exact, da. Și de idei noi, ca și cum îi dă ocazia să vină cu idei noi în domeniul de, nu știu, de business, de afacere, de dezvoltare, de promovare, de cum ar veni produs, o nișă nouă mi-arată că ar putea să găsească și asta îi aduce oarecare faimă și recunoștință. Da. Partea subliminală înțelegea aici că faima și recunoștința te face să trăiești bine, da? Da, și te-a de ajuns într-un punct în care e bulversat, adică nu mai știe ce... Când, atunci? E acum. Acum. Bine, acum. Da, acolo la consiliu îi arată toate astea și bine, îi place, îi încântă. Da, atunci a plăcut. Da. Și acum poate. Ok. Hai, după aia ce-i mai spune? Adică cum ajungem cu la trei mantide? A, asta e ascuns. Asta. E ca și cum... Nu-i spune că are karmă de ars cu suflete care uite ce le-a făcut, ce le-a adres? Nu, așa îi se prezintă cele trei mantide. E cumva ascuns plata karmică cu cele... Nu-i spune de asta. Nu, ci o viață amoroasă împlinită, îi zice, dar în sensul de... adică nu va avea o viață amoroasă monotonă. Adică deci aici e foarte plină. E subtil spus. Ce își va dori. Da, e subtil spus că sub subtilitatea asta cumva e ascuns faptul că va avea parte de mai multe iubiri, mai multe femei. Aici asta e ascuns sub nu va fi monotonă. Dar pe de altă parte asta, dar pe de altă parte aici e cumva o capcana și văd că intervin mantidele pentru că mai multe iubiri înseamnă mai multe dezamăgiri și suferință și plată karmică totul. Și multă energie sexuală împrăștiată, da? Da, consumată, da. Consumată de partea, adică creată și împrăștiată de partea subliminală și consumată de alții. Da? Aici îi dăm o sferă cu informație. Toate informațiile din conștiința adevărată a părții subliminale care au fost ascunse, au fost blocate, vede din această experiență până aici, în energetic, tot ceea ce nu a știut, adică ce a derulat până acum și, bineînțeles, că în energetic nu a avut percepții. Vede toate astea, înțelege, spune că acest model de contract îi surâde doar că
vrea să șteargă din el, deci ceea ce vrea să refuze din el, sunt toate părțile ascunse și controlate de entități și tot ce nu poate el controla. Adică nu mai rămâne nimic din el, din contract, dacă vrea asta. Îi place direcția asta de faimă? Dezvoltare, de a ști să facă bani. Să fie faimos și recunoscut. Da, de ce nu? Da. Ia să se uite. Deci nu îi aduce o oarecare faimă în domeniu, nișa asta. Nișa asta. Să fie... Dar cum îl marchează pe el, pe ea, partea subliminală și mintea ei? Crește mult orgoliu faima. Exact. Să se uite la orgoliu, să-l localizeze în mintea lui Auraș din această experiență. Mintea conștientă. Încă nu l-are atât de dezvoltat, încă e mic, să zic, orgoliu. Da, dar se uită pe toată experiența, pe linia experiențială a acestei vieți și să observe. Localizează acest orgoliu, care acum... Oh, da, văd. Ok. Ceea ce vede e că dezvoltarea acestui orgoliu îl face să... cumva să-i deprecieze pe ceilalți din jur. Nu neapărat să se comporte urât și să-i umilească, dar să nu-i vadă la fel de bun ca el, și ceilalți să-l vadă pe el că e mai bun decât ei. Adică... Așa, deci practic aici se hrănește cu energia altora? Da. Servă? Da. Cei cu care are legături directe? Și apoi cu energia care el o preia de la alții. Să zic așa, oarecare aroganță mai aroganță. Dezvoltă prin asta. Da. Se hrănește cu aroganța asta, să observe. Cine? Pe cine hrănește el entitățile cu aroganță? Entitățile din câmpurile lui. Okay. Și entitățile din câmpurile celorlalți care se simt ușor, poate umiliți sau dați la o parte sau neapreciați. Deci toate entitățile se hrănesc. Da. Asta una. Doi, observă că odată cu aroganța asta s-ar putea să mai atragă vreo entitate că oricum are permanentă, că oricum are un loc liber. Da, acolo văd că ar putea fi umplut nu doar de un singur, ce în sensul că lux, văd energie de lux acolo, dar putea să vină mai mulți lux, nu doar unul. Acum ok. Deci observă prin experiența asta. Să se observe la finalul acestei experiențe, așa cum s-ar fi derulat ea dacă nu interveneam acum și nu creștea în conștientizare și nu avea toate informațiile astea. La finalul experienței se simte obosit, foarte obosit și neiubit. Adică consideră că nu a fost... apreciat de o persoană dragă, adică ca și cum a avut parte de iubire, dar iubire cu frânturi și nu continuă și cumva rămânea un gol de fiecare dată în urma fiecărei despărțiri, să zic așa, și vroia mereu ceva ce de fapt nu exista. Niște standarde prea mari care și i-au fost implementate în minte și pe partea asta de iubire, de dragoste, aici vede un gol imens creat și focusul lui prea mult pe partea materială care nu duce nimic cu el. Adică, care nu duce decât un ego exacerbat, care programări și consum energetic ca să facă. Da, și își dă seama că focusul lui a fost... oarecum greșit toată viața pe partea materială și a ignorat sau nu a apreciat suficient partea sufletească, iubirea femeilor din jurul lui. Să observe că deja aici, până aici cât a experimentat oraș, să observe că deja a intrat în caruselul ăsta de la 11 ani cu mantidele, cu să observe toate relațiile care le-a avut, ce se întâmpla în energetic. E ca
E ca și cum ai pune un plasture într-un loc, după aia la cade, pui altul și tot așa, dar niște plasturi care de fapt le pui pe un loc unde nu este rană. Cum să interpretez asta? Nu știu. Nu știu. Nici eu nu înțeleg. Sunt niște senzații induse de... mantide. Da, de suferință. Și gânduri. De, da, și de așteptări. Și îi creează niște deziluzii, cum ar veni, apoi, suferință da. Falsă. Adică că, de fapt, n-ar trebui să rămână rană acolo. Și nu este o rană, de fapt. E doar în mintea lui acea rană. Bine, suferință. Aici vorbește de... Se referă la relația asta care a avut-o mai lungă și care a ieșit... Se simte foarte... Și la asta și la cele trecute. Mi-arată că pune plasturi unde nu... Adică nu este rană, dar el pune plasturi. Adică bine, dar vreau să ca zic... și cum s-ar victimiza, parcă. Bine, ok. Vreau să văd energia sexuală care a consumat, începând cu 11 ani, în relațiile acestea. Ce se întâmplă cu ea? Ea pare 13 ani. 12. Okay, 12. Cât o fi? Ce se întâmplă cu energia? Da. Se duc pe cele trei canale în jos. Ok. Spre mantidă. Spre mantide. Mantide, da. Deci toate hrănește trei ființe. Cum le vede pe ființele astea? Nu le vede, erau ascunse, erau... Bine, le scoate în afară. Le scoate afară în față. Ia să le pună în față, pare. Bine, le pune în față, taie stringurile. Toate stringurile le taie cu oricine și orice. Aici, la consiliu, în fața, la toți ăștia. În primul rând să observe la tot așa, se uită în ce a experimentat până acum, pe contractul cu care a intrat. Să observe caracatița aia, de ce arată ca o caracatiță? Deci are sunt mai multe variante, dă mai multe variante de activități. Să se uite dacă activitățile alea sunt numai, adică ce le face și din 5-6 câte a intrat, dacă sunt construcțiile lui sau sunt și ale induse. Era și acolo ghidat să intre pe acele tunele. Ceea ce văd că fac toate astea e să își dorească foarte mult să le facă pe toate, dar consumă prea multă energie și risipește prea multă energie în prea multe părți și asta îl și epuizează. Exact. Păi l-a epuizat deja la vârsta care o are, fragedă, pentru că deja a dezvoltat anxietate. Observ. Da, aici n-apare la 16 ani, apare la 27 de ani. Bine, da. Deja de la 16. Deci, da, e ca și cum 16 ani ai lui acum are o conștiință, adică o maturitate de 27 de ani. Ah, ok. Și să observe că vrând să facă atâtea și focusat pe bani, pe posibilități. Sare peste etape. Un segment de viață al copilăriei, exact, al inocenței, al integrării, al înțelegerii lumii adulților sau lumii de, nu știu, cum funcționează. Deci, ca și asta destabilizează structurile. Ea destabilizează deja. Să observe, hai să vedem cine i-a indus și de unde vine dorința de a fuma, de a vapa? Asta a indus arhonul, văd că din cauza stresului. Ia, aflăm și acum. Din cauza stresului. Arhonul din cauza... face de astea, da? Adică soluția asta, așa găsește un înger soluții? Să te uiți să aduci vicii care oricum... Să vadă substanțele Zice, un gest care să-l țină pe loc să se calmeze. Aha. Un gest care să-l țină pe loc să se calmeze. Să observe gestul ăsta ca substanțe. Și dă timp de gândire, de introspecție, zice. Ok, să observe gestul ăsta sau gesturile astea, substanțele acelea,
ce îi provoacă în câmpurile energetice? Dezechilibru vibrațional. Da. Adică scade vibrațiile? Da, începe cumva să destructureze echilibru și nu mai rămâne un echilibru. Adică frecvențele alea care intră se amestecă cu frecvențele lui și se dizarmonizează, se dezechilibrează. Se observe? Și încep cumva stări din astea, ba energizate, ba de lăsătoare. Acum, gata, vreau să fac aia minutul 2, dar nu am chef, dar nu pot, dar nu știu ce. Deci, extreme din astea de fluctuații. Deci, îl destabilizează, da? O energetic, dezamăgire rapidă. Da, și hormonal se observe, da? Că asta păi, da. Totul. Corpul nostru fizic acționează sau, cum să spun, trăiește. Sau este condus, mai bine așa, corpul fizic este condus de hormoni. Influențat de hormoni, da. Și condus de hormoni. Și acum să observe de ce avea stările de anxietate? Ce îi induceau? Deci cauza ezoterică... Cauzele sunt mai multe, deci nu e una singură. Mai multe. Tot ansamblu ce am vorbit, dar are și, erau induse și gânduri care să-i producă anxietate? Da, pentru că a început cumva să fie nemulțumit pe mai multe planuri deja și blocat, să se simtă blocat pe mai multe planuri și el în sinea lui știa că poate să facă aia, dar nu mai iese cum vrea el. Mm-hmm. Și a fost blocat chiar de la clasa întâia, de la școală. Ia să se uite. Cine l-a blocat la clasa întâia? Prima provocare. Prima provocare. Una dintre, printre primele provocări în care trebuia să facă față părerii educatoarei. Să se uite cine l-a devalorizat și cine i-a tăiat tot elanul în acele discuții, în energetic, prin învățătoare. Fiind încă un copil, avea câmpurile larg deschise, deci nu avea încă un scut al lui energetic și a primit în plin toate energiile alea, toate stringurile, toate vorbele alea. Entitățile au profitat de lucrul ăsta și au încercat să îi pună prima barieră, primul obstacol în care să îl facă să se simtă mic. El în sinea lui știa că poate și că e o bombă, dar în același timp din afară a venit un capac care i-a spus nu, de fapt nu poți. Cine a orchestrat toate aceste evenimente? Aici toate entitățile din Arhonul, Dracul Reptilianul și Dragonul. Dragonul cumva îi dă senzația aia că sunt mare, dar închis într-o cușcă mică și nu mă pot mișca și de fapt nu știu să ies de aici. Am avut și lux. Pot mișca. Nu ajung la clanță că nu mă pot mișca, dar văd clanța și e foarte sufocant. Da. Observă că toate aceste ființe care le are în câmpuri au conlucrat, da? Și-au dat mâna ca el să trăiască și să simtă ce a trăit până acum și ce mai avea conform acestui contract. Mai văd că aduna multă furie atunci, în prima clasă, când era... Devalorizat, era mustrat, rușinat. Era o furie din aia care exploda în interiorul lui, adică ca și cum ar fi vrut să oai, nu știu ce se fac, dar se vedea copil, se vedea... neputincios, adică... Observă toate lucrurile extremele acestea? Extremele astea, așa, foarte... Da? A observat toate lucrurile acestea? Da. Ei, acum aici, la Consiliu, să le spună că refuză acest contract. Uite așa. El nu vrea să trăiască așa? Zice în felul următor... refuz contractul în condițiile lor, dar îmi creez altul în condițiile mele. Păi cum să-și creeze? Contract el cu el? Adică vrea să intre în viața asta, în condițiile lui, dar cumva...
Fără contracte. Niște linii mari. Ce linii mari? În aceeași direcție cumva, adică... Care direcție e la? Ia să vedem. Ce direcție vrea? De a ști să facă lucruri, de a să aibă faimă și să-l recunoască lumea. Nu neapărat aici să ajungă la faimă, ci să poată să câștige ușor bani și să-și ducă ușor existența aici, fără a suferi, fără a fi dezamăgit, deci nu vrea dezamăgire în dragoste și vrea să își poată crea o business, un trai, un trai în care să nu ducă lipsă de nimic. Ok, asta e altceva? Da, asta vrea. În primul rând, deci așa, refuză contractul? Da, refuză, da. Bine. Le spune, dragi băieți, să se uite prin toate experiențele, acum, rapid, instant poate să facă, care le-a trăit cu ăștia, scrise scenarii și ce a trăit, ce a experimentat. Și să vedem dacă vrea să mai facă experiențe, să co-creeze cu astfel de ființe. Nu, nu vrea, pentru că și-a dat seama că dacă ăștia vin cu o propunere bună, foarte bună pentru el, vin și cu piedici multe, 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 care îl pot deturna după aia, sau vin cu o împlinire pe o parte și o dezamăgire pe cealaltă parte. Deci se vede mereu în dezechilibru și iese tot timpul după aia în pierdere. Adică nu e un echilibru, nu e o împlinire totală, nu e o bucurie totală. Se mai alege cu karme de ars. Da, după exact. Aia vin cu acțiunile lor, care le-au făcut prin corpurile lui și ale altora, apoi le-a pus lui în față și spune că are de plătit, da? Da. Vrea să-și creeze o viață liniștită, abundentă, cu efort minim, dar plină de bucurie, de satisfacție, de fericire. Pe toate să-și folosească inteligența și capacitatea. Da. Deci această capacitate și inteligență vrea să o păstreze. Deci, și în direcția asta vrea să meargă. Și trebuie să îi fie lui bine, în interesul lui, și nu are nevoie nici de faimă și nici de recunoaștere. Pentru că aici recunoașterea societății sau recunoașterea oricui din afară înseamnă că ai recunoașterea, în primul rând, recunoașterea entităților. Adică, bravo, băiatul, ia, uite ce frumos ai acționat, noi te recunoaștem. Ce alimentează ego-ul mult. Ce alimentează ego și n-am de nevoie să ne recunoască nimic, să fim recunoscuți din afara noastră. Avem nevoie ca noi să ne creăm experiențe cu discernământ, să ne fie bine, să ne simțim bine, să ne putem dezvolta. Așa cum prin experiențe și să ne creăm noi experiențele de acum încolo. Da. Da. Nu am nevoie de recunoaștere altora. Da. Atunci, el refuză contractul ăsta, el? Da, refuză, taie, dizolvă, anulează tot. Acum să cheme să-i vină toate contractele, înțelegerile, promisiunile, tot. Da, vin toate contractele și tot ce a avut vreo înțelegere cu aceste ființe, le dizolvă, le anulează total, le arde. Deschide un portal de vibrație înaltă și merge pe linia experiențială și absorbe toate entitățile cu care a avut de-a face. Da, le aspiră pe toate de peste tot. Lasă activ acest portal. Este portalul care îl curăță, care se activează de fiecare dată când simte energii sau entități sau ființe, orice ori fie ele, de vibrații joase. Absorbe, da. Se deschide și absorbe automat. Absorbe automat, da? Da. Să cheme să-i vină și toate contractele, înțelegeri, promisiuni, permisiuni care le-a făcut cu orice altă parte subliminală pe toată linia experiențială, în orice dimensiune. Da, vin și acestea. Dizolvă tot, anulează tot. Inclusiv karmele impuse, se declară liber și declară libere toate aceste părți subliminale. Foarte bine. Hai să vedem acum cum se simte partea subliminală, Ela. În cunoștință de cauză, zice, conștient de una tot ce bună, n-a fost conștient. Una bună, una rece, adică. De lumea aceasta. Da, și conștient că acum poate să se dezvolte în direcția în care el dorește, dar în același timp să se simtă împlinit total.
o discernământ. Parțial, da. Ok, hai să vedem de unde a venit. Câte experiențe am putut la partea subliminală? Pe pământ ca om? 671 mi-a arătat. Uh-huh. Vă vreo una liberă? Două, primele două. Uh-huh. Bine. De unde a venit și în ce fel? A avut experiențe și 4D. Pământ, venit, 4D sau? Da, în Atlantis, uh-huh. Văd. Da. Au venit atunci pe vremea Atlantisului nave, cu mai multe nave. De unde? Au venit, au plecat, au venit, au plecat. Până la urmă, aici au dezvoltat o colonie și apoi, la un moment dat, el a rămas aici. Bine, ce n-a mai specie plecat. Cu nave? De unde a venit? Fumieri sunt? Da, așa. Da, și cum arată fumierii? Cum arată? Văd că au o piele gri-albăstrie, gri-albastru, așa. Pare foarte groasă, ca și cum ar fi un cauciuc, mm-hmm. ca un linoleu, așa arată. Da. Nu au haine, nu au organe. Sunt umanoizi? Sunt umanoizi, bipezi. Da. Au membre, mâini cu 3 degete, mm-hmm. 2 cu una opozabil, la picioare, picioarele parcă sunt ca și talpagâștii. Da. Adică are ADN aviar? Da, are și ADN, ADN aviar 4%, văd. Și așa, umeri mici și capul fără păr deloc, deloc, deloc. Mm. Nu se văd urechile, nu se vede nas, nu se vede gură, se vede doar niște ochi. Ochi ca niște mărgele un pic mai mari, așa, negri. Negri ochi. Da, sunt foarte plăpâni, sunt foarte... Se mișcă parcă plutesc, așa se mm-hmm. mișcă. Ce scop a venit pe pământ? Au venit cu pământul 4D? Să cunoască multe alte rase și specii. Sunt foarte prietenoși, foarte calzi, foarte curioși, îi văd. Mm-hmm. Parcă, nu știu, parcă... Dornici să se dezvolte, să cunoască. Da. Și parcă foarte, foarte interesați de istoria tuturor. Ok. Bine. Da. Am văzut. Acum Ela, am văzut și viețile și toate. Foarte interesați de tot ce nu cunosc, zice. Tot da. De necunosc. Toți suntem. Și ca și conștiințe suntem interesați de tot ce nu cunoaște. Da? Și văd foarte, foarte, foarte pacifiști și găseau rezolvare, soluție la orice conflict, orice, erau chemați, uh-huh. erau ascultați, să... tot timpul li se cereau sfatul uh-huh. în orice conflict, ei totdeauna știau o rezolvare, totdeauna găseau o cale de uh-huh. mijloc, erau foarte înțelepți. Da. Hrana și-o luau prin piele, din aer, din jur. Mm-hmm. Comunicau doar telepatic. Bine. Revenim aici acum, Ela, cu partea subliminală. Așa veni, știau tot. Ok. De-aia și vrea să facă, vroia partea subliminală, să facă multe lucruri, da? În experiența asta, de exemplu. Să știe să facă multe și are abilitatea aceasta de a se... având în vedere, na, cu entități, cu contract, cu tot ce a fost, având în vedere că la 16 ani face deja multe lucruri, da? Da, se descurcă, are abilitatea de a se descurca. Foarte adaptabil, da. Uh-huh. Bine, venim aici... Și găsește repede soluții, repede, da. Idei, repede. Da, venim aici acum, 1, 2, 3, cu partea subliminală. Acum că am înțeles o grămadă de lucruri, că este curată, e întreagă el la partea subliminală. Da, este, uh-huh. da, este întreagă. Este sub... Că nu mai are entități, că nu mai are contract, că nu mai are nimic. E curată. Da. Hai să ne uităm pe întrebări, să vedem ce ne-a scris. Da.
Deci, practic, de la 11-12 ani au început. Deci, problemele în viața asta au început cu școala, da? Care făceau parte din condițiile contractului de încarnare. Cu învățătoarea, cu ea distrus dorința de a învăța, dorința de sine. Stima de sine și toate cele. Înainte de a începe școala, cu două zile, în 2017, deci la 9 ani, a avut un incident și a zburat dintr-un ATV, ceva, o mașină de mașinărie de asta, și a fracturat umărul drept sub cartilagiu de creștere. Asta a necesitat două intervenții cu anestezie generală și băgare-scoatere tijă. Cine a produs asta? Dragonul. Dragonul? De ce vroia să-și rupă umărul? Dragonul văd că îi crea blocajele de cumva de acțiune, de mișcare. Mișcare, da. Bine. Făcea parte din contract, da? Așa era contractul. Da. Nescris, părțile alea nescrise, da? Intervenția dragonului. Da, la anestezie i s-a întâmplat ceva generală, două intervenții. A avut implanturi, da. Da, puse, care nu mai sunt. Nu, acum nu. Implant la cap era? Văd așa, văd la... deci ce a fost când nu mai sunt. Deci nu vârful capului puțin mai jos spre spate, ceafă, dar ceafă cum ar fi în sus, adică nu știu cum se denumește zona asta. Da, la jumatea capului. Da, sus, așa. Ochii are așa ca o bandă albă de jur împrejur, ca și cum ar fi legat la ochi, dar e un implant care produce o lumină albă, dar de o frecvență orbitoare, să zic așa. Asta ce i-a produs ruptura, nu ruptura, maculei, crăpătura maculei și miopia, care a observat-o mai târziu? Da, ca și cum prea multă lumină te orbește, ceva de genul. Bine, da. Ok. Deci trebuia să-i reducă și vederea. Și asta, implantul ăsta a avut... La urechi, mai văd, sunt așa ca niște discuri sub urechi implantate așa pe canal undeva. Asta ce trebuia să-i fac? Niște percepții, percepții auditivă. Din afară, da, care să îi distorsioneze sau să nu-l facă să audă prea bine sau să înțeleagă altfel distorsiune. Da, sau pur și simplu să se lipească. Uite, de exemplu, mi-arată, văd în energetic vocea învățătoarei care s-a lipit cumva acolo în urechile lui și parcă ca și condiționare, ca program. Da, și parcă îi suna mereu, când era ea în fața ei. Ficat. Inimă. Stomac și intestine. Și pe partea organele intime e un fel de voală, așa, vale energetic care se tot mișcă în față, în spate, se îndepărtează, se apropie, e mișcător, e volatil, deci nu e ceva stagnant. Adică îi modifică o producția de hormon, da? Și asta putea să-și dorească, să-și dorească relații sexuale. Da, și era fluctuant, așa era. Da, da. Și acolo nu văd ceva static, stabil, ci așa, care se Ok. Mișcă. Astea pusesem antidele, nu? Că era treaba. Da, le-am antidelor, da. Bine, nu mai avem nimica, totul e așa. Da. Și în 2008, asta în februarie, în februarie, asta în 2017 a fost așa. În februarie 2018 a găsit o rămășiță embrionară, a zis, la unul dintre testicole. Asta a necesitat altă intervenție chirurgicală. Așa. Deci a mai ajustat și în fizic acolo, da? Cu voalul, cu ce mai era. Acolo atunci a fost, la acea intervenție, a fost amprentată energia acelui val energetic ce am văzut acolo. Stabilizată. Și pe urmă a început să tot adune energie din alea care să formeze valul ăla. Deci a fost implant atunci pus. Bine. În 2018, în septembrie, în urma unui control medical la ochi. Ok, am văzut.
s-a constatat și problema aceasta la ochi, care am văzut că era din cauza implantului. Implantul ăsta care îl are la ochi, văd că făcea punte și cu o viață trecută în care la 18 ani a fost pedepsit, în urmă, acuzat și pedepsit și în loc de moartea, în loc de pedeapsa capitală, s-a decis să-i se scoată ochii și a trăit toată viața cu un bandaj peste ochi pe vremea aceea. Da, și n-a mai văzut. Da, toată viața trăi fără vedere. Văd că face punte cu aia. Cu aia, da. Întrebări. De unde a venit toate aceste boli? I-au venit toate aceste boli și de ce așa deodată? Ce s-a întâmplat în energetic în acești ani grei pentru Se noi? Activează contractul pas cu pas treptat, da, în funcție de etape. Da. În funcție deci, urma, de vârstă, în funcție de începea, perioadă. Erau etapele contractului, da? Da. A avut o relație cu o fată mai mare, nu-i zicem numele. De ce mai simte atașament pentru ea chiar dacă s-au despărțit? Uneori simte, ne-a spus, se gândește cu iubire, alteori se gândește cu furie și așa mai departe. Păi da, e un string creat pe deci pe această dezamăgire, energie, o karmă între ei care văd că au activat-o. Da, și iar energie... E normală suferința asta după despărțire și frustrarea asta până când te reechilibrezi emoțional. Mai ales fiind adolescent, e greu normal, să treci peste dezamăgiri. Da, e normal în 3D Matrix, Matrix da. Și om, da? Da, pentru și încă nu-i vindecată. Nu-i, încă nu-i... Energia iubirii lor și atașamentului dintre ei încă nu e total curățată din câmpurile lor. Încă e acolo. Bine, amprentele ei energetice încă sunt în câmpurile lui. Bine, se umflă dinăuntru în afară acum și scoate, umple cu cea mai înaltă vibrație toate structurile, toate corpurile. Vibrația aceasta și scoate afară orice amprentă energetică și tot ce ar mai putea să, care, ce nu-i aparține, mai fie. Da, scoate tot afară. Dizolva arte, decrează tot, oricum aștept și contractul cu ea, s-a eliberat de karma cu ea și ea șterge și toate amprentele și tot ce foarte a simțit bine. Până acum. Da. Da. Ce anume îi cauzează stările de nervozitate, depresie, am văzut, da? Toate lucrurile astea le-am analizat toată sesiunea, nemulțumire. De unde îi se trage supraponderabilitatea? Păi, în primul rând că ne-a spus că mânca absolut greșit tot ce mănâncă, adică tot ce nu trebuie să mănânce. Asta una, cine-i dă de asta? Din energetic. Dracul reptilian, văd că-i dă a de asta. Lui plăceau chipsuri da, și de și o neîmplinire, e ca și cum mânca emoțional. Văd da, avea acea de neîmplinire. Neîmplinirea de era... Să fac, știa că poate să facă multe și vroia. Anxietatea, stresul. Era, da. Blocaj. Mânca și compulsiv. Bine. Da. Ancoră să-și pună pentru... Sau nu mânca compulsiv, deci depinde. Văd că aici intervine și glanda hormonii care se secretau și pe bază de stres, de anxietate. Da, dar mânca pe stres, asta vreau să zic, am vrut să zic. Da, mânca sau, pe stres. Da, deci, dar tot pe stres era când nu mânca. Da, când nu mânca, și... cum se manifesta stresul. Dar tot ce mânca, mânca prost. Că dracul reptilianul îi plac chipsurile. Sau alte de astea, fast food-uri, da? Da, așa dezechilibrat, era dezechilibrat, da. Bine. Ancoră să pună pentru vicii, vapat, eu știu ce mai făcea, atașamente materiale, ancore, da? Și pentru mintea conștient, superficialitate, intenție pentru... Învățat, atenție sporită. Ancore okay. Pentru ce nu trebuie, adică să nu... Da, ancore ca să, să uite de gestul ăsta, să nu ai... Mintea lui să nu se mai gândească la gestul ăsta, să aibă repulsie, respingere și conștientizare că poate să facă să respingă rău. Alimentele nocive, nebenefice?
Da, să își pune ancore astfel încât să mănânce conștient, controlat și... ce îi face bine, ce știe face că... foarte bine și îi aduce corpul la kilogramele optime necesare și într-o stare de sănătate perfect echilibrată. Și își mai pune și dorința de a învăța, de a asimila și memorie foarte bună, învățare ușoară. Da. Și aducerea aminte a tuturor lucrurilor pe care le memorează. Bine, zice, am dorit să aflăm mai multe detalii despre viața pe care am trăit-o împreună, toți trei, experiență în care el a fost tată pentru părinți, care erau frați. Spune ceva? Da, mi-arată. Da. Era primii doi copii acolo. Au fost cei mai doriți. Da. La început cei mai iubiți. Da. Pe urmă, ei s-au simțit ușor neglijați față de ceilalți frați mai mici. Au mai fost încă doi, văd. Dar văd aici o relație destul de echilibrată oarecum, dar au dezvoltat unele nemulțumiri în sens de tata s-a simțit prea încărcat, prea copleșit de responsabilități, iar copiii s-au simțit un pic prea folosiți și nelăsați să se joace prea mult, să-și facă copilul. Unde era viața asta? Mi-apare prin în nordul Angliei. În ce an? 744. De mult. Bine. Da. Și ca și cum s-ar împiedica unii pe alții să-și fi trăit viața. Da. Aia era contractul, da? În alt contract. O viață în alt contract, da? Și scris de altfel. Bine. Da. Care este gradul? N-au trăit traume, să zic așa. Nu. Da. Niște frustrări. Familie, da. Ca și acum. Care este gradul de conștientizare și metabolizare în momentul de față pentru părinți? Adică tatăl, Aurelian, curățați au fost, și mama, Delia. Dacă au mai creat singuri după sesiunile avute. Singuri la tată... tot timpul creăm. Așa. La tata metabolizarea mi-apare 44%, la Delia mi-apare 53% metabolizarea, la Delia conștientizarea mi-apare 24-25%, la Aurelian 18-21%. Bine. Hai să vedem dacă au primit sfere informaționale care le-a trimis. Da, au primit. Da, oraș? Bine. Ne gândim să ne mutăm în Spania. Este benefică această schimbare pentru noi? Ce spune partea subliminală? Sau părțile subliminale? La ei nu i-am chemat pe ei. A lui Auraș. Pentru părinți, da. Pentru Auraș, foarte, foarte, așa văd. Adică, ok, am înțeles. Pe contractul vechi, deci ceea ce am șters, îi dădea obstacole noi cu Auraș în Spania. Dar acum a șters contractul. A șters tot și acum poate să-și creeze realitatea oriunde, da, cu această conștientizare. Hai că nu mai avem timp. Zice, ce s-a întâmplat cu, dacă au primit sfere informaționale, soacra mamei, bunica asta, Aurica, care se ridicase. Da, au primit. E în 5. Și mai era cineva care era în minus, nu știu. Le-a spus mai sus. Sau cred că s-a ridicat. Tatăl Mihai era în minus 16. Deci tatăl Mihai al Deliei, unicul lui Auraș, Mihai, 5. S-a ridicat și el? În 5 îl văd. Bine. Și bunica soțului, adică lui Aurelian. Pe o văd în 6. Bine, deci sunt toți ridicați, da? Și mai e un unchi
care a murit de 4 zile. Emanuel, dacă primește sferă informațională. Da, o primește oare, da, e între eteric. Bine, el lipește în câmpuri. Încă nici nu știe, da. N-a avut timp să vadă unde este și ce i s-a întâmplat, da? De să desfacă, îi lipește. Sfera, da? Da, o primește, bine, o primește. Cine au fost sau sunt animăluțele pe care le-am avut sau încă le avem în viața noastră? Adică care le-au avut a fost câinele din Canada, Bobby și... Ăla a fost un fragment a unui părinte, mamă, văd, i-a fost mamă lui Delia. Bine. Afra, o lupiță, așa, din România, care nici nu mai e. Fragment de suflet care a fost frate lui Aurelian. Bine. Da. Au primit sfere informaționale? Sau pe unde ar fi? Sunt încarnate și cum ar fi fragmentele astea? Bine, le trimite sfere informaționale. Apoi e Jonsi, Motanu, care îl au. Pe asta nu văd să fi avut experiențe cu ei. Uh-huh. L-au cumpărat de mic, albastru de Rusia. Apoi, primește sfera informațională? Da, primește. Bine. Odessa, lupică, lupoică cu părul lung, ca o au. Pe asta văd un fragment de suflet care a fost soră cu Aurelian. Bine. Și Hade, ăsta, motanul negru, Bombay. Care, da, el vedem. Este fragment de suflet prieten în altă viață. Într-o viață cu Aurelian, într-o viață cu Delia. Bine. Numele acesta îi se potrivește? Sau energetic? Îi... Îl văd, îi creează o cușcă, îi creează Păi, și îl duce pe dimensiunii... pe dimensiunile acelei, pe acea dimensiune, da? Care o spune numele. Ok, da. La. Asta este ce am lucrat până acum, partea subliminală a lui Auraș. Vrea să meargă în sinele mai înalt? Da, vrea. 1, 2, 3. Se meargă și celelalte părți subliminale care mama, tata, în sinele lor. Să-i ducem și pe ei în sursă. Da, merg și ei, se conectează cu sine de 11. Ok. Da, trimite raze până în corpurile energetice, le curăță, purifică și armonizează. Mai mor încă o dată și mergem în sursa primordială fiecare. 1, 2, 3. Aici își caută matricea originală cu care a fost creată ca și conștiință primă și o suprapune peste matricea care vine din experimentare, corectează toate codurile, declarația de suveranitate fiecare, o spune cu determinare și partea subliminală a lui Auraj dă comandă să iasă afară tot ADN-ul nebenefic care a fost adăugat de entități pe toată linia experiențială la arte. 4% dizolvă, decrează complet. Câte experiențe a avut Ela în univers? 85.000 importante, cele mai bune. A mai fost prin alte universuri, ca sine de 11? Da, 4. 4. Linia experiențială contaminată, ce face cu ea? Foarte. Ok. Acum fiecare își activează programul de vindecare și regenerare a tuturor structurilor până în corpul fizic. Își face fiecare sferă de manifestare, aici în sursa primordială a creației, unde își trimite idei, proiectele, susține mental, emoțional, energetic, cu acțiune din fizic până când manifest. Ne uităm și noi la sferele noastre, Ela. Și număr de la 1 la 3, venim aici acum. Fiecare prin canalul ei de abundență benefică pe care îl curăță, purifică și lărgește. 1, 2, 3. Aici acum tăiem orice legătură cu oricine și orice, tot ce am văzut și investigat în această sesiune. Își anulează Auraș orice ritual de orice fel pe viața asta care a fost făcut, la care a participat sau l-a făcut altor. Face două sfere generaționale de cea mai înaltă vibrație și le trimite pe acest arbore genealogic, pe partea mamei și partea tatălui, și arde toate programele nebenefice care s-au transmis de la strămoși. Da, dizolvă tot. Pe ambele părți merge până la 5-a generație. Ok.
Și acum dăm cu bombe cu lumină și vire de cea mai înaltă vibrație în casele noastre, mașini, surse de venit, joburi. Își curăță și toate jocurile și dă cu bombe cu lumină în toate avatarele de pe internet. Da, dizolvă de peste tot toate energiile stagnante, blocate, hologramele, amprentele energetice, egregorii de gânduri, vorbe, fapte, acțiuni. Închide, sigilează toate portalele, canalele, vortexurile de pretutindeni, entitățile de oriunde le aspiră pe portal de cea mai înaltă vibrație direct în surs. Mulțumim, părții subliminale, pentru această călătorie.